Dan Dumitrescu învață în clasa a 10-a la Colegiul Național Alexandru Lahovari și aproape tot timpul liber îl dedică matematicii. Recunoaște că nu a luat o decizie în ceea ce privește viitorul său, nu știe dacă își va continua studiile în România sau va alege să plece în străinătate. Este convins însă că pentru a ajunge pe primul loc la Olimpiada Națională e nevoie de multă muncă, un pic de talent și de ajutorul unui profesor cu experiență. A fost frumos, a fost greu, Olimpiada Națională întotdeauna e foarte dificilă, dar pe total a ieșit foarte bine. Mai greu decât te așteptai? Concurența cum a fost? Concurența întotdeauna e ridicată și la clasa mea chiar sunt, e o generație foarte bună, copii buni din toate, din locuri voastre din țară. Răspunsul lui Einstein, știi, care a zis că la teoria relativității 90% transpirație. Trebuie și talent, dar trebuie să... Sunt foarte mulți copii talentați. Însă sunt furați de alte lucruri, nu depun efortul necesar. Poate că, mă rog, nu e bine, clar că se pierd. Conducerea Colegiului Vâlcean, dar și colegii îl laudă pe olimpic și sunt convinși că va avea un viitor frumos. Dan este cea mai determinată persoană pe care o cunosc și îl apreciez foarte mult pentru dedicarea lui și pentru tot efortul pe care îl depune. Să pricepe și la alte materii sau numai pe matematică? Da, Dan este copilul bun la toate. Noi ne mândrim cu astfel de elevi în fiecare an. Am avut norocul de-a lungul generațiilor să avem anual câte un copil cel puțin care să fie premiat la etapele naționale și internaționale ale olimpiadelor școlare. La Colegiul Național Alexandru Lahovari a terminat studiile și un alt elev vâlcean multiplu medaliat la concursuri naționale și internaționale, Laurențiu Ploscaru. Acesta a fost admis la Universitatea Oxford și ține legătura în permanență cu Dan.